spy on me, baby, you satellite. Infrared, I see me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna light the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny, alright, 'cause you're the only one to make me fly. Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb. You can give it to me when I need you, come along. Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb. Baby, you can tell me all. You can give it more and more and counting up the score. You can turn me upside down, inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're my sax bomb, sax bomb. You're my sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, sax bomb. You're my sax bomb. Baby, you can tell me all. Sax bomb, sax bomb. You're my sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, sax bomb. You're my sax bomb. Baby, you can tell me all. Well, baby, you can tell me all. Hey, știam că suntem noi cei mai frumoși bărbați, cei mai modești. Dar nici nu credeam să ne dedicați așa o piesă de zi dimineață. Nu, nu, bună dimineața, Moldova, o piesă frumoasă, mulțumim băieți pentru apreciere. Gari, asta a fost de piesa mea. Băieții, când am avut prezentarea lor, stai așa, când am avut prezentarea lor, li s-a arătat fotografia mea, ei au interpretat exact această piesă. Întrebări mai ai? N-ai. Bună dimineața, prieteni! Vineri, ultima zi din săptămână, a fost o săptămână alături și împreună cu toți voi. Aici sperăm noi că măcar cât de cât am intrat în casele dumneavoastră, voi să știți că sunteți în sufletele noastre, sperăm să fie așa și de acum înainte. Prima săptămână împreună cu noi și ultima săptămână din acest an. Ne desparte doar două zile, un weekend, revenim luni, dar până luni mai avem o emisiune întreagă. Bună ziua, bună dimineața, Gari, bună Salut. Dimineața băieți, voi cum sunteți? Salut băieți, ce faceți? Cum? V-ați făcut cumpărăturile pentru Revelion? Ați pregătit? Tocmai, da, am gătit salatele, târnița acolo, mandarinile și mai acolo să mai... Tot ce? Nou, da. Cadouri ați cumpărat la toată lumea? Întocmai. Voi ce cadouri așteptați? Of, aștept o săptămână de odihnă. O săptămână care îți dureze exact două zile. A, da, nu? Că cel mai bun cadou odihnă. Eu sunt sigur că voi și în acest weekend sunteți plini, aveți evenimente. Chiar și de anul nou suntem implicați în chiar un concert. Este și firesc, da, sunteți cei mai talentați. Cei mai talentați, tot timpul sunt cei mai ocupați. Eu știu că artiștii de fapt întâlnesc 1 ianuarie pe scenă, pentru că eu deja de 14 ani întâlnesc anul nou fiind pe scenă. Adică tu doar de 14 ani ești artist? Eu sunt artist din anul 1988, de când asta am născut. Asta o crezi tu? Sau pentru că artist nu devii, artist te naști. Sărbătorile se apropie, lumea este căutarea cadourilor celor mai originale, celor mai deosebite. Noi așteptăm un singur lucru, să ne și ningă până la anul nou, pentru că ce fel de sărbătoare de an nou fără zăpadă? Știi cum mergi cu uratul prin glod? Nu chiar, să ningă cu dolari. Nu e același urat. Să ningă cu dolari, Avelin. Să ningă, să plouă cu dolari peste noi. Vin sărbătorile, lumea e în fiebra căutorilor. Iar femeile, doamnele, domnișoarele, sunt concentrate să atragă toate atențiile. Asta, de fapt, este și firesc chiar de mici copii. Știu exact, pentru că de fiecare dată orice fată defilează în față, fie în fața oglinzii, fie în fața părinților sau prietenilor, mereu, cum ai spus pentru tu... Pentru că vor să impresioneze și orice domnișoară vrea sau s-a visat vreodată să fie model. Cum e să crești un model, cum e să devii model, aflați chiar acum. Nu este niciodată prea devreme pentru a evolua corect potențialul unui copil. Fie că au 3, 5 sau 7 ani, fetițele își sacrifică timpul prețios, își lasă jucăriile și învață arta modelingului.
Chiar dacă necesită multă muncă și dăruire, aceasta e considerată una dintre cele mai frumoase meserii. Cele mai entuziasmate sunt mini-modelele, care zi de zi muncesc pentru laude și aplauze. Totuși, e dificil să crești un model. Să fie un model, pentru că și modelul este o artă și din modelele acestea trebuie să depui foarte mult efort, foarte multă dedicație ca să ajungi un mare model. Sunt micuțe, energice și dinamice. Fie abia la început de cale, copilele adoră să strălucească la propriu, atât pe podiumurile din țara noastră, cât și cele de peste hotare. Acestea și-au bifat prezența la Fashion Week-urile din Odessa și Sankt Petersburg, iar cele mai de succes colaborări abia urmează. Totuși, copilele se descurcă de minune în orice ipostază. Mari critici sunt părinții, care investesc bani și timp doar pentru a-și vedea odraslele fericite pe scenă. Trăim timpuri când caracterul celor mici se simte de la o vârstă fragedă. Asta se vede chiar de la primele pregătiri a unei prezentări de modă. Fiecare zi din viața lor e mereu diferită, chiar dacă încă nu știu cu ce se mănâncă această profesie, cert e că învață din mers orice mișcare, iar dedicația și entuziasmul sunt cele mai importante. Punem mâinile în șoap și pe urmă plecăm înapoi cu papana. El o să facă manezi clasic și deschidere de fermoare. Ce-ți place cel mai mult? Jucării. Tu când vei crește mare, ce vrei să devii? Iar vreau să devin o cântăreață. Am învățat Kejo, pas întors, și poziția mea. M-am topit! E, câte sacrificii nu fac micile vedete ca să ajungă mari vedete? E extraordinar! Când te duci, au fost fetițele. Aceste imagini mi-au amintit imagini de la mine din casă, unde toată garderoba soției este răsfoită și răscoasă de prin toate dulapurile. Exact aceeași situație la mine. O nouă dimineață, prieteni, o nouă pasiune. De data aceasta am redescoperit olărituri. Un meșteșug tradițional care rămâne la fel de actual și astăzi. Însă, acum aflăm cum acesta îți poate schimba viața. În căutarea unei metode de a vă reduce stresul și de a vă face să uitați de problemele zilnice, am descoperit art-terapia sau terapia prin artă. De data aceasta am mers la un atelier de olărit, unde alături de Inga Orehova, organizatoarea acestuia, și Ivan Prividiuc, faimosul artist în ale olăritului, am aflat cum această îndeletnicire poate deveni un hobby.
Чернеск искусство как элемент арт-терапии и не только, как профессиональный подход к этому искусству. То есть мы будем развивать это дело серьезно. Значит, это дает несколько моментов. Во-первых, работа с керамикой очень хорошо успокаивает. И для детей, что касаемо детей, это развитие мелкой моторики, это ручки, это сенсорика, это чувства. Потому что живая глина, настоящая живая глина, сейчас очень много искусственных материалов, с которыми дети работают, но это не очень полезно. Și indiferent cât de pricepuți suntem sau nu, aceștia ne asigură că ne va reuși fiecăruia. E nevoie doar de dorință. Получается у всех. Получается, вот я могу сказать по своему опыту и в области рисования живописи. Вот смотрите, вот, сейчас мы будем расширять, сужать. Получается у всех, кто хочет. Тут возможно сделать любые работы и увидеть, что ты можешь это сделать. И у тебя появляются разные идеи, и хочется больше чего-то еще познать. И сделать для дома какие-то изделия. Девочки первый раз пришли сегодня. Посмотрите, что они делают, какие интересные, красивые изделия. Сначала может быть сложно, и думая, что это может из этого получиться, но когда в процессе, они уже ловят эту энергию и ловят, что можно делать дальше. Se pare că această pasiune nu doar ne îmbunătățește starea de spirit, dar funcționează și ca un elixir al tinereții. Погружаясь в творчество, в работу с глиной, останавливается время. И говорят, что люди, которые занимаются творчеством, не стареют. Они гораздо больше сохраняют молодость и здоровье. Потому что в это время мозг, мозговая деятельность впадает в состояние анабиоза и засыпает. E o bună metodă și de a scăpa de vicii. Fie meditația prin artă îți va oferi o forță interioară ca să te stăpânești sau pur și simplu vei fi prea ocupat ca să-ți amintești de ele. Это вредные привычки от того, что есть какие-то вещи, которые дают неспокойствие ума, да, то есть ум неспокоен. Когда человек занимается творчеством и получает от этого удовлетворение, то мозг может успокаиваться, ум. И тогда это может быть, это облегчает процесс прекращения, да, процесс избавления от зависимости. Și ce poate fi mai frumos decât să-ți petreci timpul alături de cei dragi, iar olăritul e anume acea pasiune care îți poate molipsi toată familia. Hobby ко мне очень часто приходят мамы с детьми, папы с детьми, семьи приходят на коллективные мероприятия. Ко мне приходят компании, много людей. И вообще, на самом деле, это важно, то, о чем вы сейчас сказали, чтобы сохранить искусство и передавать его дальше. Потому что мы живем в мире современных технологий, когда в основном все уже уходит в компьютерную живопись, в 3D-программы. В жизни мы занимаемся всеми вещами. Мы мама, мы дочь, мы бизнес-леди. Но здесь я возвращаюсь к своей женственности, отдыхаю, расслабляюсь. И говорят, какая-то там часть еще мозга начинает подключаться. Поэтому я здесь. И обязательно беру свою дочь, чтобы она тоже... свой пример, что делает мама, то и дочь. Сам пассионат, где керамика, где аргила, арищи, квалитет терапевтича. Плачем. Релаксаза. Nu am ratat această ocazie de a-mi face ziua mai frumoasă și am trecut la treabă. Am simțit pe propria piele efectele terapeutice ale olăritului și vă îndemn să încercați cel puțin o dată și, cu siguranță, nu va fi pentru ultima oară. Dintre toate ocupațiile încercate de mine, chiar și olăritul, oricum, până la urmă, cel mai... bun hobby pentru mine este cititul cărților. Da, e bine să citești. Eu doar ceva sunt curios. Unde e oala pe care a modelat-o colega noastră, Jana? Când este în cuptor. Jana, dacă ne auzi, vrem oala să o vedem, să o avem în muzeu. Bună dimineața, Moldova! Anul 2019 dictează tendințe noi nu doar în modă hairstyle sau sport, dar și în materie de cărți. Se zice că iarna avem mai multă dorință și timp pentru lectură. Cât de adevărat este aceasta și alte detalii despre dragostea moldovenilor pentru carte, aflați de la colega noastră, Nele Ștefaneț. O să
oferă minunată pentru mine este o ceașcă de ceai la călduț, o ciocolată și, desigur, o carte romantică. Care sunt cele mai potrivite cărți pentru sezonul rece și ce iubesc să citească moldovenii, voi afla în curând. De la psihologie și cărți motivaționale la beletristică aparținând autorilor clasici sau contemporani, cititorii au dovedit un apetit impresionant de a acumula informații și povești dintre cele mai diverse. Să facem o scurtă incursiune printre preferințele acestora în anul 2018. M-am citit cărți, sunt cele anume din domeniul ficțiunii, anume a romanilor de dragoste. Și iată că anul acesta, anul în top, și cred că după vânzările și după cifrele noastre, între cartea 3 metri de supracerului, care o vedeți în imagine aici, este traducere din italiană, prima traducere a unui editor din Republica Moldova. Cartea este scrisă, însă după ea s-a făcut filmul bine cunoscut, tot 3 metri de supracerului, în două variante. Statisticile apărute în ultimii ani confirmă concluzia cunoscutului scriitor: când femeile nu vor mai citi, romanul va muri. Sondajele recente despre obiceiurile de lectură, inclusiv cele din Moldova, arată aceeași stare, de fapt. Adevăr, femeile citesc mai mult, femeile sunt atrase mai mult de lectură, bărbații probabil sunt prinși mai mult cu lucru, nu știu care este explicația. Scriitorii și editorii confirmă atracția bărbaților pentru lectura de idei. Bărbații citesc mai mult gen dezvoltare personală. Cele mai recomandate cărți în acest domeniu sunt Secretele succesului din Dale Carnegie, care practic este o carte de bază. Eu o recomand pentru fiecare, indiferent de gen, să o citească pentru a se forma ca om, pentru a știi mai bine cum se comportă relațiile umane intersociale. La fel, o altă carte foarte bună în acest domeniu și la fel bărbații o citesc este Tatăl bogat, tatăl sărac, de către Robert Kiyosaki. Este o carte anume care ne învață educația financiară. Și totuși, există oare un anotimp perfect pentru lectură? În timpul sezonului rece se citește mai mult. Și avem o carte, se numește Magia Dragostei și este în spiritul sărbătorilor. Plus că timpul acesta rece ne face să ne retragem în pat, la o ceașcă de cafea și cu o carte bună care să ne satisfacă. Am ieșit în stradă pentru ca să aflăm despre preferințele moldovenilor în ceea ce ține de lectură. Cum citesc Secretul Libertății de Napoleon Hill? Am citit cărți. De mic îmi plăceau cărțile de Ion Creangă, acum am trecut nu de mult, am citit cartea Doc, Emilian, nu știu minte autorul. Carlos Castaneda, toate volumele de cărți, de asemenea filosofie. Și citirea este bună, cred că orice cunoaștere este importantă. Am văzut care sunt cele mai citite cărți din 2018. Urmează să vedem care va fi tendința pentru 2019. Care, tu ai zis că citești foarte mult. Ce ai citit? Eu nu urmăresc tendințele, pentru că eu de vreo 8 ani citesc doar psihologie, cărți de autodezvoltare și hipnoză. Nu ți ajunge? Nu ești dezvoltat? Și nu, vrei să sunt curios să aflu mai multe tehnici de a comunica mai ușor cu oamenii, de a m-a schimbat spre bine. Iar dacă ai văzut una din cele mai citite cărți ale lui 2018, a fost Magia Dragostei, de Dale, Liza Dale, scrisă. Care o săptămână suntem în emisiune deja, iar tu Magie Zero. Și te lauzi că ești cel mai tare magician de la noi. Stai un pic, n-am spus eu asta niciodată. Niciodată n-am spus asta. Bun, până la urmă, toată lumea cunoaște că magicianul de mine nu are niciodată stâmpăr. Mai nou, mi-am lărgit cercul de prieteni și astfel a crescut numărul curioșilor. Printre ei sunt și colegii mei din redacție. Cu ce am uimit de această dată, vedeți chiar acum. Bună dimineața, Moldova! Sunt Gare Cosmă și începând de astăzi, voi pune stăpânire prin magie pe redacția acestei televiziuni. Prietelor, colegi, aveți grijă când treceți prin grădină.
să pui, să ții mâna stângă așa aici, dar trebuie să vreau să fac o poză, o secundă. Mai jos un pic. Fii atent. Dacă fac gestul ăsta deasupra camerei, în momentul ăsta de aici, ies prietul meu virtual. Îți dai seama că el e în altă dimensiune, e fotografie, da? De fiecare dată când fac cu gestul, vine spre tine, da? Da. E o chestie importantă că lucrez cu camera și pot să bag gestul chiar, să-l grid un pic. Eu tot pot? Nu trebuie. Uite, eu plec spre tine. Da. Nu, el e aici. Uite, vine înapoi. O chem înapoi. Da, el vine înapoi. Da? Știi cum funcționează de fapt? Aici am o cameră și când faci cu palma deasupra camerei, el ies. Încearcă și fac. Mâna. Nu asta. Avelin, ai văzut ce-am făcut eu cu fetele? Așa că fii atent, pentru că următoarea dată când te vei trezi dintr-o tranșă de hipnoză, nu-ți vei aminti nimic, doar vei privi filmulețe filmate de toți colegii din platou. Ce am văzut eu? M-am văzut că ai băgat boala în toată redacția. Iar până ne revenim noi, prieteni, din această magie, care o numește Gare Magie, luăm o pauză. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. But you look lovely as can be. Are you lonely just like me? But see, pretty woman, but you're lovely as can be. Are you lonely just like me? Oh, pretty woman, oh yeah. Mulțumim! Am revenit! Bună dimineața, Moldova! Mulțumim, băieți! Foarte semnificativ această piesă. Voi știați de materialul care urmează? Pentru că urmează o pretty woman de aici, de la noi, din Republica Moldova. De când s-a tot lăudat că e logodită, acum am descoperit că e și o gospodină adevărată. Tatiana Spânu ne-a primit călduros nu doar în bucătării, dar și în dormitorul ei. Opa. În fața de o lejancă foarte fierbinte. La propriu și la figurat. Interpreta Tatiana Spânu și-a schimbat statutul de burlăciță pe cel de logodnică și gospodină. Viitoarea soție radiază de fericire din momentul în care a fost cerută în căsătorie, iar pregătirile pentru evenimentul mare decurg ușor și fără peripeții. Provocând tânăra cântăreață să ne pregătească un borcan de gustoșenii, am aflat detalii despre nuntă și nu doar.
Împreună cu Tatiana am făcut conopidă murată pentru iarnă, după o rețetă foarte simplă. Buchetele de conopidă devin crocante, potrivit de acrișoare și extrem de aromate. Deci, de la ce începem? Am despicat conopida, acum o punem în borcane, punem câte puțin, după care cred că o să tai niște morcovi, rondele. E nevoie de doar câteva ingrediente pentru ca rezultatul să fie perfect. Această rețetă o să folosim usturoi, o să folosim ardei iute, care este din grădină de la mine, o să folosim hreanu, cimbru și mărar uscat. Între timp am aflat câteva detalii despre noul statut al interpretei. Cred că cel mai emoționant a fost până acum cererea, că încercam să nu plâng, dar nu mi reușea. Da, îmi pus aici. Chiar dacă data anunții este ținută în mare secret, Tatiana totuși s-a scăpat cu vorba. Este la sfârșit de mai. La sfârșit de mai. Într-o sâmbătă, cred. Duminică. Duminică, bine. Pentru că am vrut să fie și colegii de-ai mei. Cât despre rochie, cântăreața se vede în una de prințesă perfect asortată cu decorul restaurantului. După ce toate ingredientele sunt introduse treptat în borcan, rămâne doar să le condimentăm. Adăugăm oțet, sare și apă. După ce am pregătit conopida și am dus borcanele în pivniță, ne-am făcut comod pe lejancă, unde Tatiana își petrece serile friguroase cu familia. Avem o casă mare, camera aceasta a fost tot timpul încăpătoare pentru toți patru și chiar și acum ne adunăm aici, pentru că este așa mai, are o aură mai deosebită, mai ca acasă, mai ca la țară. Povestea de dragoste a Tatianei și a lui Andrei a început pe 12 aprilie. Nu a trebuit să treacă mult timp pentru ca cei doi să înțeleagă că sunt născuți unul pentru celălalt. Am făcut cunoștință în Hâncești. Eu ajutam părinții mei astăzi primăvară cu lucru. A fost foarte repede. La noi, peste câteva luni, am decis să petrecem vacanța împreună și acolo am simțit că nu putem fără altul. Chiar dacă era puțin timp împreună, doream să petrecem și nopțile împreună. Spune Nora despre soacră cum că ar fi o poamă acră. Dar oare ce zice Tatiana despre soacra sa? O femeie foarte bravă, sunt liniștiți, cu minți. Eu sunt sigură că o să ne împăcăm bine. Nu, chiar cum știți, spune că soacrele sunt iuți, sunt rele. Eu cred că aici, cu mama soacră, o să am noroc. Organizarea unei nunți poate fi solicitantă și stresantă, de aceea trebuie să fiți organizați, să împărțiți sarcinile pe etape și să le rezolvați din timp. Perechea proaspăt logodită trece ușor prin aceste pregătiri. Restaurant aveți. Restaurant avem, data este. Mai într-o duminică. Da. Sunt două duminici în sfârșit, de fapt. Da. Muzica este, fotovideo este, prezentatoarea este, a rămas mărunțișul, ce ține de decor, rochea, da. Da, asta lăsăm după anul nou. Înregistrarea civilă a celor doi se va petrece într-un mod foarte deosebit. Aflați când și unde va avea loc, iar noi promitem să bifăm prezent. Înscrierea va fi în februarie, pentru că eu în fiecare an organizez balul de gheață. Așa. Și anul acesta o să fie 5 ediție. Și chiar dacă mă întrebau tot timpul unde este prințul, de ce ești singură, anul acesta am decis să am și un rege. Rege, deja rege. Direct de pe lejancă, la noi în platou, voi avea curajul și voi spune că logodnica anului 2018 și mireasa anului 2019. Bine ai venit la noi, Tatiana, te bine salut! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Aoleu, cât de sclipitor! Da, da! Ați provat, Alilin? Asta... Hipnoză! Gata, e noi! E la de logodnă? Da, da, da! Da. Tatiana, de pe lejancă în platou, dar cu mâna goală. Unde sunt murăturile? Vă aștept la bal de gheață, acolo sunt mâncat și murături. Nu sunt sigur dacă cei de acasă au văzut inelul, Tatiana, te rog să arăți și telespectatorilor ce frumos inel.
Aoleo, nu știu, la noi de când a intrat Tatiana aici s-a luminat. Am nevoie de ochelari de soare. Exact. Cum ești, Tatiana? Mă simt foarte bine, mă simt fericită, împlinită. Cunupida mai este pentru Revelion sau deja e terminată? Da, aștept echipa voastră să vină, să facem o masă mare de sărbătoare și tot noi am pregătit-o și tot noi o mâncăm. Normal. Dar curiozitatea mea este, tu l-ai cucerit tot prin murături sau nu are nicio treabă? El a aflat după, asta a fost un plus, știi, să pot face murături. Și care e rețeta lui preferată? Toate rețetele sunt preferate. Sau tu zici să încerci și să nu-i placă vreuna. Asta era ideea. Că atunci de furcă cu tine. Da. Da. Cum merg pregătirile? Bănuiesc că aveți multe bătăi de cap. Da, am făcut o mică pauză. După anul nou să mai facem unele acolo niște plusuri. Balul de gheață acum organizăm, acolo o să fie și înregistrare căsătoriei, deci acolo lucrăm mai mult. Dar referitor la nuntă, practic totul este gata, nuanțele cele mai importante. Micile mărunțișuri ca rochia. Mic mărunțiș rochia. Vină la nuntă fără... Tatiana, noi ne-am văzut la mai multe evenimente fugitiv, n-am avut ocazia să discutăm. Spune-ne, te rog, cum a fost cererea în căsătorie? A fost exact așa cum ți-ai imaginat tot cum ai visat? A fost foarte emoționant. Știam că o să plâng la acest moment, adică în mintea mea se rula evenimente genul, sigur că am plâns. Ai repetat plânsul? O să-l repet la următoarele evenimente, da, e spus pauză și urmează încă. Am înțeles. Tatiana, ziceai că înregistrarea civilă o faceți la balul de gheață, dar nunta în mai. Da, da. Tu mai spuneai că cifra 4 e foarte semnificativă în viața ta. Da. Și iar noi... Are mai, tu n-ai spus data pe 4 mai, e pe 4 mai nunta totuși? Nu, dar dacă totuși... faci unele calcule, ajungi la 4. Ajungi la 4, adică... Da. Poate fi și 14 și 24. Sau, e, sau, nu sau poate fi 2 plus 2. Poți sau... face un plus după, nu zic mai departe, dar ajungi la 4. Da, important să nu fie 34. Exact. Da. Da. La câta ediție a balului de gheață sunteți? Suntem anul acesta la ediția cu numărul 5. Și avem un mini jubileu și facem, de fiecare dată eram întrebată de ce ești singur, de ce nu ai un prinț, păi anul ăsta să am rege, știi? A, de data asta e rege, rege până... Da. Este regele, au dispărut toate semnele de întrebare, de cu ce te ajută el în pregătire și în organizarea balului? El mă ajută, mă susține moral foarte mult în tot ceea ce fac eu. Și asta mă face să am puteri să merg mai departe și sunt sigură de alegerea mea. În afară de faptul că scoate gheața din frigider, cred că te mai ajută și financiar. Financiar? De ce-ți vorbim financiar? Este o... nu contează. E și evident, pentru că orice e bărbatul în casă întotdeauna este și vânătorul și omul care aduce... Și care diriguiește, de fapt. Da. Voi știți, da? Intuim. Bine, Tatiana, ce așteptări? Cum vezi nunta ta? Cum, ce surprize pregătești pentru acest eveniment? Care, bineînțeles, e unul cel mai practic important din viața ta. Nunta va fi într-un palat de la noi. L-am ales bine. În palatul de gheață. Da, o să fie și gheață. Nu știu cum veți reuși, pentru că în mai gheață... Da, se va topi gheața și rămâne doar palatul. Câți 400 de invitați veți avea? 400. mai puțin. Mai puțin, 390. Da, aproape. Aveți în nași, de cununii? Nași avem, sunt la fel tineri, mergem la distracție împreună, în cluburi. Este o să aveți înregistrare căsătoriei civile, dar cununia a fost cununia sau urmează și ea? O să fie la ziua din mai. Ziua aha, din soarele anunț. Și luna mi-au ținut cununa. Exact. În afară de evenimentul ăsta important, nunta ta, care îți dorești cu siguranță să fii unul deosebit, ce mai vrei să se întâmple în viața ta în acest 2019? Lansarea noii mele cărți, care se va numi De aș mai vedea odată. De aș mai vedea odată ce ai scris în cărțile anterioare sau... Mai vreau odată în Japonia. Ai mai fost? Am mai vrut. Da, n-aveam... am fost, dar n-aveam... spâșcă la telefon. Și era tot negru. Au și fotografie. Dar Japonia e lumină acolo, e cel mai... Nu, era noapte când am fost și...
Țara soarelui răsare. Da. Vezi cât poate schimbe viața unui om un blitz la telefon, vezi? Da, cât de rapid îți dorești să devii mamă? Fiecare femeie dorește să devină mamă, soție, mamă. Deci întreb, pentru că 80% din toate nunțele din Moldova se fac după care femeia este însărcinată. La noi nu o să fie tradițional, trebuie să fii mamă după care soție, la noi o să fie, cred că, invers, soție după care mamă. O nuntă non-conformistă. Da, ceva nou, Moldova. Da, cred. Dar niciodată nu știi ce se va întâmpla, adică noi ținem această tradiție. Ați discutat fată, băiat? Da, cum tu ai spus că o să fie, tu ai spus trebuie să fii fată, da? Eu recomand tuturor, pentru că ele sunt dulci. Da, cred că așa să fie. Știu cum o să chem și fica noastră, o să cheme Sofia, pentru că să fie Sofia Rotaru, eu o să am familia de Sofia Rotaru. Aoleo! Dar dacă e băiat, cum îl cheamă? Sofie cu Rotaru. Dar de cine... Eu vreau să fii fetiță. Este așa, dar de cine ai luat Diana Rotaru? Pentru că eu vreau să fii Sofia. Glumesc, nu o să chem Sofia, dar răsnat. Tu știai că Sofia, de fapt, este numele cel mai des folosit al anului trecut și mai trecut? N-am știut. Dar sunt ani când numele, orice nume este în vogă. Eva, într-un an, Lia, în altul, da, Valeria. Eu nu știu încă ce nume o să aibă fetița mea. Presupun că o să fie fetiță, dar vreau să fie un nume scurt. Îmi place foarte mult numele scurte. Dragi prieteni, pentru că tot am înțeles cine i-a dezghețat inima, o invităm cu cea mai mare plăcere să ne cânte și nouă ceva. Tatiana, îți mulțumim că ai venit astăzi la noi. Îți dorim să ai sărbători frumoase. Anul 2019 să-ți fie unul deosebit pentru tine. Balul de gheață să fie așa cum ți-l dorești tu, iar nunta ta să fie una de vis. Vă aștept la nuntă. Venim. Sper să ne vedem și până la nuntă. Iar acum te invităm să ne dezgheți inimile cu piesa ta. Dar atât.
apoi m-a întrebat toate ține. Dragostea ta n-o luai înapoi. Spune-mi că nu vei pleca, spune-mi că sunt doar a ta. Existăm doar noi doi, zbură spre cer și înapoi. O piesă de corazon atinge struna. Tatiana, mulțumim, Tatiana Spânu a fost. Iar noi dorim Tatianei ca dragostea ei să reziste în timp. Chiar și după 50 de ani de căsnicie. Da, 50 de ani de căsnicie. Chiar și după 50 de ani de căsnicie, ei, cei pe care vrem să vi-i prezentăm, se țin mână de mână. Ion și Elena Cojocară din satul Colibaș, raionul Cahul, au jucat recent Nunta de Aur. Din nou mire și mireasă, din nou dansul mirilor, din nou amar! Am mers și noi până la sudul Moldovei ca să aflăm rețeta căsniciei de durată. Nu mai este o noutate că în zilele noastre noțiunea de căsnicie și-a cam pierdut din valoare. El o cere de soție după un scenariu pompos, obligatoriu inel cu diamant. Ea, vădit emoționată, acceptă, îi oferă cel mai răsunător da. Și astfel, în scurt timp, nunta se joacă la cel mai înalt nivel și cu investiții de mii de euro. Dar tot mai des, aceste povești de dragoste nu se lasă cu happy end, pentru că, mai nou, divorțurile au devenit o modă. Elena și Ion Cojocaru din satul Colibaș, Cahul, nu vor să fie la modă la acest capitol, pentru că dragostea lor e mai presus de toate chiar și peste o jumătate de secol de mariaj. Iar zilele acestea au jucat o nuntă de poveste, unde invitați de onoare au fost cei 4 copii, 10 nepoți, 4 fiind de cununie și o bună parte din cumetrii satului. Cunumirii, Cunița Mireasă, bună seara! Bună seara și felicitări! Bine v-am găsit aici la dumneavoastră, la Colibaș, în această zi foarte frumoasă și importantă pentru dumneavoastră. Care este secretul unei căsnicii de lungă durată? În primul rând, binecuvântare de la Domnul. Multă dragoste și multă răbdare. Multă răbdare trebuie ca să poți să le înfrunți pe toate. Cum vă alentați? Care e cuvântul cu care o alentați dumneavoastră pe soția dumneavoastră și cum vă alintă ea pe dumneavoastră? Draga mea, scumpa mea, sincer să fiu, nu ne-am cunoscut. 3 zile deci ne-am întâlnit și am cerut mâna și inima. Adică doar 3 zile v-ați cunoscut și ați cerut-o în căsătorie. Cu timpul, toate lucrurile astea s-au potrivit. Tare frumos! Ce i-ați sfătuit pe tinerii din ziua de azi, din experiența dumneavoastră, ce sfaturi le-ați dat ca să aibă o familie trainică, frumoasă? Că nu unul vorbește și ala între stacă, să răbde unul pe altul. După ce am aflat secretul unei căsnicii fericite și de durată, trebuie să menționăm că s-a ținut cont și de tradițiile unei nunți moldovenești. Totul a început cu dansul mirilor. Pe lângă toate aceste tradiții respectate cu sfințenie, o excepție a fost strigatul darului, așa că bani în plic nu s-au pus. În schimb, amintirile și cuvintele de mulțumire din partea copiilor și nepoților au fost cel mai prețios dar pentru mirii sărbătoriți. 4 copii a educat familia Cojocaru, 4 copii frumoși care au deja copiilor și bineînțeles acum la această sărbătoare frumoasă ei, pentru că așa se spune, doar când ajungi să fii părinte, atunci înțelegi ce înseamnă părintele tău pentru tine. Ei astăzi sunt vornicie, i-au zis aici, hai să întrebăm care sunt emoțiile care le trăiesc ei în această seară frumoasă. În primul rând, sunt niște oameni foarte calți la suflet, sunt foarte primitori și sunt foarte sinceri, ceea ce foarte mult în ziua de astăzi la oameni le lipsește. Și ei au fost din la început așa și ne-au transmis-o și nouă. Care din părinți era în casă la voi totuși polițistul bun și polițistul mai puțin bun? Eu aș spune că ambii au polițiști foarte buni, care ne-au învățat regulile de circulație în viață. Să mergem fie pe drumul cel drept, nu călcăm în stânga, nu călcăm în grot. Mergem așa, oameni buni și onești, cum ne vedeți astăzi. Să ne fie sănătoși, să ne deschidă ușa
mă fac până în ziua de azi și vreau să le zic că eu îi iubesc enorm. Cuvinte de aur, ce cuplu frumos! Ce cuplu frumos! Iar noi îi dorim și Tatiana Ispână să ajungă minim 50 de ani de căsătorie, iar dragostea ei să reziste în timp. Pentru că toți suntem deja spre sfârșitul emisiunii, vă dorim să aveți un weekend de aur. Un weekend plin de emoții frumoase și deosebite. Vă așteptăm și luni, tot aici, în ultima zi din anul 2018. Cu niște invitați de excepție. Da, vom avea invitați deosebiți. Iar până atunci avem o dedicație pentru Tatiana Spânu și pentru toate mirețele anului. O zi bună! Ia-ți mireasă ziua bună de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori.